Și acum trebuie să-l invităm pe scenă pe deja fostul primar, domnul Caravelea, pentru a-i mâna primarului în funcție cheia orașului. Domnul Caravelea, veniți, vă rog frumos. Și de asemenea, puteți să avea și un scurt cuvânt. Sincer, nu mă așteptam să mai am și un cuvânt, pentru că n-am văzut nici prin țară și nici în evenimentele anterioare, nici la predarea mandatului, ca fostul primar să aibă un moment de așa natură cu noul primar. Îi doresc din suflet lui Adrian Niță să fie primarul tuturor pietrenilor și să ducă orașul către dezvoltare, pe drumul către prosperitate. Cred că are contextul favorabil, are echipă, are un aparat de specialitate care m-a convins că știe ce are de făcut și împreună cu domnia sa și cu noul consiliu local vă doresc tuturor să aveți rezultatele pe care vi le-ați propus. Mult succes, Doamne ajută tuturor! Domnule primar, să rămâneți pe scenă, pentru că astăzi ne-am dorit ca printre invitați, sau dintre invitați, să facă parte, de aici, vă rog, nu stați în margine, să facă parte și foștii primari de după Revoluție. Și de asta, alături de domnul primar, am plăcerea să-i invit pe scenă și pe domnul primar Dragoș Titic și pe domnul primar Gheorghe Ștefan. Mențiunea că i-am invitat și pe ceilalți și cu scuze noastre din cauza reflectoare, nu știu dacă sunt acum în sală și mă refer la domnul Marinel Burduja, la domnul Gheorghe Urneanu. Vă rog să poftiți pe scenă, aplauzele noastre. Și acum aș vrea să fac și o mică glumă, sper că aparatul tehnic să nu se supere, domnul prefect, că l-am uitat de domnul Titic să îl nominalizeze. Am uitat multă lume, multă lume. Da, da. Nu doar pe domnul Titic. Am făcut o mică corect. Bine. Dar să știți că acum poate conduce ședința chiar domnul primar, a depus jurământul și din momentul ăsta eu stau cu mințel. Domnul primar, veți conduce ședința. Cred că o conduce mai bine, da. Da, vreau să-i spun un altă domnului Iisus să încerce să facă din acest oraș un oraș atractiv, să-l dezvolte, să redevină o perlă a Moldovei și să ajungem să ne mândrim cu acest oraș, să ne mândrim că trăim în Piatra Neamț. Multe felicitări încă o dată și spor la treabă! E o mare bucurie să pot să vă vorbesc astăzi, de aici, de pe scenă, într-o dublă calitate, o calitate de fost primar al municipiului Piatra Neamț și actual membru al Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, în mandatul care tocmai începe. Cu domnul prefect ne-am bucurat înainte de eveniment, deci totul este în regulă. Nu e problemă, ca să continui gluma domnului Ștefan. Ceea ce îmi doresc foarte mult ca orașul Piatra Neamț în următorii ani, în mandatul primarului Adrian Niță și actualului Consiliu Local, să scrie istorie. Sunt convins că ne vom vedea, poate chiar aici, în această sală, peste 4 ani, și vom povesti despre cum arată
orașul Piatra Neamț după mandatul actualei echipe. În primul rând, mult succes, Adi, mă bucur și sunt mândru că fac parte din echipa ta, mult succes întregii echipe de consilieri locali și tuturor celor care în următorii 4 ani vor contribui la bunăstarea și prosperitatea municipiului Piatra Neamț. Bună ziua, felicitări domnule primar și echipei dumneavoastră de consilieri locale. Sunt puțin emoționat pentru că exact acum 32 de ani depuneam jurământul ca primar al municipiului Piatra Neamț. Eram primul primar ales democratic după perioada dintre război și 89. Atât am de zis. Eu sunt mândru că sunt cetățean al municipiului Piatra Neamț și am încredere că împreună cu domnul primar, împreună cu echipa dumnealui, se pot rezolva foarte multe și Piatra Neamțul să rămână acea perla a Moldovei. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc încă o dată și acum, dacă tot am pășit un pic mai în față, am trecut de lumina reflectoarelor și am văzut și alte persoane dragi în sală și vreau să le mulțumesc și familiei mele și părinților mei pe care i-am văzut aici în sală, tuturor prietenilor, șefilor, de la începuturile cu care sper eu să colaborăm și de acum încolo, și toți cei dragi care astăzi ați venit ca să ne susțineți. Vă mulțumesc încă o dată și vă garantez că o să ne mândrim cu Piatra Neamț așa cum a fost nu de mult în urmă. Mulțumim!